Deci, băi, mie îmi place Connector. Mă doare în pulă pe țigan. Ăla a zis, bă, sunt țigan și mă mândresc. Aaaa! Foarte bine. Păi ce? Nu e bine? Și atunci eu sunt anti vedetă. Ăla, cum ești anti? Anti. Băi, nu ești anti? Nu, sunt anti. Ești anti? A! Eu zic, mi-a zis anti. Păi și atunci ce bagi? Hai că-ți bag o melodie originală pentru gagii. Mă iau după Mădălina Manole, care zicea, fată dragă, nu fi tristă, că ești o pizdă. Și era tristă și plângea. Și a făcut-o originală. E, atunci eu bag la gagii. Bag niște melodii la gagii. Ioana, să le bag? Deci, dragă băieții, ai început să mă luați la sută. E altfel de melodie. E ceva falsată. Balsată. Cumva lăsată. Colo, ai lăsat o fată. Ah, și nu ți-ai tăiat pula. Nu. Într-una, nu-mi dai pula. Dragă băiete, ce faci? Te pii și te caci? Nu am ce face. Cum? Între a mânca și a te pișa și căca, există filozofia mea. Dragă băiete, ce faci? Niște ceva? Da. A. Îmi ce? Îmi dai antrenament? Ești dement? Da. Pompezi. Ce pompezi? Pompezi? Ăla face, uite, ăla are pompe. Cum? Ești pompe funebre? Nu. În servicii funerare. Acum ai servicii funerare. Exact! Cu cotețe, cu curci. De ce? Cu sombuci. Au, de unde mergi și de unde te duci? Băi, există două, trei lucruri sigure pe lume. Un. E doar un. Moarte. E sigur. La un moment dat va veni. Și vei beli pula. Ăla, bă, eu aș vrea să, în locul la ăștia, să intru în părnaie. De ce? Bă, în părnaie oarecum ești protejat. Ești adevărat și oarecum stai în viață. Iar dacă stai 14 ani în libertate, frate, s-ar putea să mori. De ce? Că moarea aia se învârtește țaca-paca. Cum? Țaca-paca! Suntem în caca. De ce? Că pe la noi e mult de ea care are multe interese. Nu știu. Eu nu știu. Nu. Nasol că sunt viu.